și bine ați revenit la un nou filmuleț motivațional de economisit bani. Astăzi vreau să ne ocupăm în mod special de agenda aceasta roz a mea, în care am diferite fonduri pentru care strâng bani. Și vreau să începem să mai punem bani și aici, dar prima dată să vedem cu câți bani lucrăm astăzi. Am banii aici și să îi numărăm, avem așa. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Deci pentru ziua de astăzi avem la dispoziție 300 de euro ca să îi punem în diferite fonduri. Și am aici și portofelul meu cu mărunt și cred că prima dată o să punem măruntul în bolul acesta ca să facem loc și să putem să ne mișcăm mai bine, să lucrăm mai bine. Nu am foarte mult mărunt, dar cât este, e ok. Ok. Bun, și acum să începem să lucrăm la agenda aceasta. Pentru fondul de urgență nu voi pune deocamdată bani. Dar urmează în curând să mă ocup și de el, pentru că vreau să îl măresc. Am avut în urmă cu o săptămână și ceva un eveniment nefericit în familie și mi-am dat seama că suma pe care o am eu aici economisită, și anume 1000 de euro, este nimic dacă se întâmplă ceva de genul. Și da, m-am gândit că ar fi o idee bună să strâng o sumă de bani mai mare, dar ne vom ocupa de fondul acesta pe viitor. Bun, și astăzi vreau să pun bani în plicul cu regularizări la facturi. Aici strâng bani pentru factura care va veni în luna noiembrie, cam așa vine, pe la începutul lui noiembrie. Pentru gaz, curent și apă. Este o regularizare anuală. Se întâmplă fie să trebuiască noi să dăm bani sau să primim bani înapoi. Am avut ani în care a trebuit noi să plătim, dar am avut și ani în care am primit bani înapoi. Dar pentru că nu știu sigur, acum toate s-au scumpit, vreau să pun niște bani aici ca să fiu sigură că am o plasă de siguranță în cazul în care mai trebuie să dăm noi ceva bani. Așadar, astăzi vreau să pun în plicul acesta suma de 50 de euro. Și o să pun aici 50 de euro, după care să și notez. Bun. Astăzi suntem în, numai puțin să mă uit că nu mai știu în ce zi suntem astăzi. Astăzi suntem în 18.03. Facturi. 50 plus 50 de euro și balanța este de 50. Ok. Bun, mai departe. Vreau să punem bani pentru Steuer Erklärung, pentru impozit. Și voi pune la fel 50 de euro și cu 50 pe care mai avem deja sunt 100 de euro. De fapt nu, avem cât? 60 am impresia. 60 de euro. Ok, deci 18.03 impozit plus 50. Și în total sunt 110. Bun. Mai departe. Vreau să pun bani pentru zilele de naștere. Pentru că în vară urmează să-i ținem ziua lui Eric, care va împlini 5 ani. Și vreau să am banii strânși aici, să nu trebuiască să scot bani din cont. Așadar, voi pune și aici 50 de euro. Ok. Și iar am mișcat camera.
Este destul de greu să nu mișc. Ok, zi, naștere sau party. Hai să trecem party, că e mai scurt. Bun. Plus 50 și balanța este de 100. Bun. Mai departe vreau să pun bani și pentru ieșirile în familie, pentru că urmează să mergem într-o excursie, cel puțin așa am vorbit și cu copiii și cu Cipri. Vrem să-i ducem la Sea Life, noi cam o dată pe an mergem, doar că încă nu s-a deschis, îl renovează și am intrat pe site să vedem dacă e deschis, încă nu l-au deschis, nici nu știm când deschide, scrie că la începutul, de fapt că în primăvară se deschide, dar o dată exactă nu avem. Dar oricum eu vreau să strâng bani ca să putem să mergem atunci când îl vor deschide. 50 de euro pun și în plicul acesta și să trecem. Deci 18.03, nu știu, excursie trec. Ok, suma de 50 de euro și balanța este de 50. Ok. Bun. Mai departe vreau să pun bani și pentru Crăciun. Mai este până la Crăciun, știu că mai am timp, dar vreau încet, încet să reușesc să strâng bani și aici și vreau să fac lucrurile acestea din timp ca să nu fiu stresată pe ultima sută de metri. Vai, că trebuie să strâng bani pentru diferite lucruri. Prefer să am totul făcut din timp și să stau eu liniștită și fără stres. Așadar, voi pune și aici 50 de euro. Și să notăm. Deci, din nou, data. Crăciun plus 50. Și balanța este de 50 de euro. Bun. Și mai departe, vreau să pun bani și pentru copii. Pentru că în ultima perioadă m-am ocupat mai mult de provocări și n-am mai pus bani pentru ei și vreau să strâng bani ca să reușesc să merg la bancă să îi depun în cont, așa că o să pun și aici 50 de euro. Astăzi mă bâlbâi de zile și zile. Ok, și avem așa. Deci, data la fel, 18.03, bani copii, plus 50 și totalul este de 100 de euro. Bun, și cam acesta a fost filmulețul nostru de astăzi. Mă bucur că am reușit să mai lucrez și la agenda aceasta. Sper că filmulețul de astăzi v-a motivat ca să reușiți și voi să economisiți, oricât de puțin ar fi, nu contează, important este să strângeți bani pentru zile negre. Așadar, eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!